O comisie formată din specialiștii Ministerului Educației Naționale și cercetării științifice și ai Ministerului Muncii verifică începând de astăzi împrejurările în care a apărut scandalul de la școala 16 și dacă directorul unității a gestionat corespunzător această situație care s-a soldat cu absențe la ore ale protestatarilor, o plângere penală și imagine negativă a școlii în media. Cazul a ajuns și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului Argeș, iar conducerea inspectoratului școlar caută încă soluții pentru remedierea situației. Directorul școlii numărul 16 din Piteș confirmă că nu deține documentul din care să reiasă diagnostice ale doctorilor în cazul copilului problemă care astăzi nu s-a prezentat la cursuri și că din discuțiile cu tatăl său reiese că acesta ar urma să fie supus unei reevaluări medicale. Vineri, un ONG a depus plângere penală împotriva a patru dintre părinții care și-au îndemnat copiii să-și respingă colegul care suferă de ADHD. Este vorba despre Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, organizație non-guvernamentală care a depus documentul la parchetul de pe lângă judecătoria Pitești, acuzațiile fiind de șantaj și incitare la ură sau discriminare.